Liviu Andrei trebuie să se hotărască ce va face la nivel politic până în luna noiembrie, spune vicepreședintele partidului Dorin Filip. Liviu Andrei este un politic, este mult mai vechi și ca mine în politică, este un membru vechi al Partidului Democrat și consider că ar aduce un plus valoare, o plus valoare Partidului Democrat. Până în noiembrie trebuie să decide și el ca să poată să se înceapă campania electorală în zona unde vrea să candideze pe vreun post, mă rog, de deputat, senator sau, mă rog. Prefectul de Gorj, Liviu Andrei, spune că își dorește să candideze, dar înainte de a lua o decizie așteaptă lămuriri de la nivel central în ceea ce privește condițiile în care poate să candideze. În funcție de acest lucru, va avea o discuție cu conducerea partidului pentru a stabili funcția și colegiul. Această hotărâre vis-a-vis de prefect se va lua la nivel național, pentru că sunt la anul niște alegeri de organizat, nu poți să vii așa cineva și să organizezi niște alegeri foarte bine dacă nu ai o vechime în munca asta. Și ca atare sunt multe de discutat, mai e mult până departe ca să putem să spunem ce am avea de făcut. Noi ne dorim, dar sunt niște oameni care ne-au susținut, niște formațiuni politice care ne-au susținut și trebuie să ținem cont în primul rând de punctul lor de vedere.